Apocalipsa lui Ioan. Capitolul 2. Îngerul Bisericii din Efes scrie: Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă, și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Aduți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Îngerului bisericii din Smirna scriei, Iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bat jocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de zece zile. Fii credincios, până la moarte! Și îți voi da cu una vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Îngerului bisericii din Pergam scriei, Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Îngerului bisericii din Tiatira scriei, Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca parafocului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Iezabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat. Și celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vă însă tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la tatăl meu. Și voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.